Dacă Mărta ar veni la tine și ți-ar spune că vine Apocalipsa, iar Andra Gogan ar veni la tine la ușă și ar vrea să fii iubitul ei, ce ai face? Salut, vă șacalilor! Da, a venit timpul pentru nou Q&A. Am zis la celălalt episod, la episodul trecut, să lăsați niște întrebări, bă, dar bune, știi, ca să am ce să pun în video. Trebuie să recunosc că au fost întrebări proaste și întrebări foarte proaste, adică, da. Dar nu-i problema asta că mi-ați lăsat vreo 1000 de întrebări, am ales eu ce am găsit pe acolo, mă rog. Trebuie să-mi cer scuze pentru lumina asta care e ciudată, e dimineață, și scuze dacă mă auzi că vorbesc puțin mai... mai așa, știi? Am o aftă aici, știi? Mi s-a făcut o aftă pe sfârșitul limbii și când ating să mișc un pic, mă cam doare și trebuie să mai fac așa, știi cum ar veni. Nu uitați să lăsați neapărat un like, frate, să facem foarte multe like-uri și să trecem la întrebări. Dacă ai fi un robot și restul lumii ar fi oameni, ai ucide toată omenirea ca să devină și robot, s-ar te obișnui cu gândul că mereu vei fi străin pentru tot. Pac, știi cum le-aș băga un chip la unul, un chip la unul, un chip la unul, pac, 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 toată lumea cyborg, știi cum vine, știi? Nici nu pot să râd că mă gâdi, mă doare chestia asta, vorbesc așa, eu că... Ei. Bun, următoarea întrebare, aici un groaică, da, am ținut să pun chestia asta în video. Dragă Mezaros Melisa, îmi pare rău pentru întâmplarea aia cu unguri. Mă bucur că nu te-ai simțit ofensată, suntem frați, frați vitrești suntem. Că frați, oricum nu suntem, dar... De unde te-ai inspirat în legătură cu expresia șacalilor? Capul la ideea asta au fost puști, au fost frate meu care au zis într-o zi, nu știu, la cine se uita el și au văzut și au zis, băi, de ce nu le zici, mă, șacali? La început n-am vrut, mi s-a părut că pe aia îmi pare, nu știu, pueril, așa, să le zici șacal, dar după m-am gândit, bă, dar sună oarecum bine, știi? Că să zic salutare toată lumea, bine ne-am regăsit, na, na, na. Am zis, băi, chestia originală, să fim și eu așa cu bă, șacalul. Când auzi lumea de a, e la cu șacal, da, mă, știu pe ăsta, e frate meu, știi? De ce nu-ți place Kendama? Băi, o întrebare foarte bună, nu că nu-mi place. O urăsc, o detest, mă înțelegi? Ce fel de muzică îți place? Ne vedem în septembrie. Deci vreau să te întreb dacă te-a prins măta că ai făcut ceva cringe, să te piși în chiuvetă de ăștia. Urinezi în chiuvetă. Dacă viața ar fi moarte și moartea ar fi viața, ai vrea să fii în viață ca să fii mort? Omule, e 9 dimineața, ia-mă ușor, că... Serio, ei, cu de-ăștia, cu viață, cu moarte, cu de-ăștia, ce e asta? Băi, mă simt așa ciudat, parcă am pareză la gură, deci unele, mai ales consoanele, consoanele nu prea pot, adică R, R nu, R pot, R, C, D, D, uite la D mă doare, serios. De când stai în locuința în care stai? Bine, dacă ar spune de cât timp locuiești în locuința în care locuiești, e suna mai nașpa, da? Era mai bine dacă întreba de cât timp locuiești în buncărul ăsta, că e o casă de 40 de metri pătrați. Deci dacă acum am 17, cred că de 15 ani, cred, sau dacă nu mai puțin cu un an, am locuit în altă parte și acolo stăteam la etajul 4, aici stau la parter, de nu știu cum s-a întâmplat să ajung așa, să cad cu liftul, practic. E așa vizitor și monoton să stai la parter, adică nu știu, bă, să ai și tu un etaj, să stai pe balcon, să nu, eu de unde balcon, că n-am balcon, n-am. Ce s-am de unde? Cum cucerești fetele? Urinez în chiuvetă! Fumezi budincă? Nu știu, Olivia, dar tu ce bagi dimineața? Zic... Ce îți place la urmăritorii tăi? Bă, ce îmi place mie la ei? Bă, deci practic îi ador, mă, nu știu, îi respect pentru faptul că se înjosesc atât ca să-mi urmărească un video. Practic îi respect pentru că își asumă un risc, pentru că ideea de a da click pe videoclipul meu e un risc în sine. Ai face dacă fratele tău ar fi în locul tău, în corpul tău, iar invers? Ai face YouTube în continuare în corpul fratelui tău sau ar face fratele tău coordonat de tine? 9:30 dimineața, stai te rog eu cu minte, ia-mă ușor. Dacă aș fi eu în locul lui frate, mi-aș face un canal de YouTube și m-ar chema Poponel. Măcar să fac și eu ceva, să mă distrez în corpul lui, mă înțelegi? Și m-aș duce la toți cunoscuții mei să mă strige Vali Poponel. Da, e tare rău. De ce nu vorbești despre tatăl tău? Nu prea merită. Așa consider eu, nu-i văd drum. Dacă Mărta ar veni la tine și te-ar spune că vine Apocalipsa, iar Andra Gogan ar veni la tine la ușă și ar vrea să fii iubitul ei, ce ai face? Bă, bună întrebarea asta, chiar e bună, mă, uite, întrebare bună. Da, mă, știu ce aș face. I-aș spune fix așa. Nu, Andra, nu vreau să fiu iubitul tău, doar cu o singură condiție. Doar dacă o să-mi dai rolul principal în How to Become Popular în High School. Iar ea o să zică, hai, nu ți-l dă, hai, fii iubitul meu. Eu i-aș spune, ești dracu afară. Asta așa, ce serios. Ce faci dacă o să piși bac? Ce fac dacă pii bacul? O să întemeiez un serial cu prietenii mei care n-au luat bacul și o să-l numesc How to Become Popular Without Bacalaureate, cum ar veni. Ce tip de muzică ți readuce viața în așa zisa parte bună? Ne vedem în septembrie.
Care a fost prima ta iubire? Prima mea iubire. Eram la grădiniță și a venit o fată nouă și era drăguță cum ar veni. Eu așa micuț, mai bosunflat, mai cu pomezi, mai mari, mai unul în tot capul, că era chelbos atunci. Am zis, mamă, vezi ce frumoasă e asta. Și mă uitam insistent la fata asta și o văd că râde. Omule, când a început să râdă, am zis, bă, poate s-o fi spălat cu ceanură, cu cărbune pe dinți, că erau negri. Erau... Am zis, bă, poate și-o dat ea cu data și fac așa de vampir, nu știu ce s-a întâmplat. Și cam așa a fost prima mea iubire la... grădiniță, prima, știi? Gata, s-au terminat și întrebările astea, ok. Cam ăsta a fost episodul. A fost o jumătate de oră grea din viața mea în care o trebuie să vorbesc așa, dar am terminat, e bine. Nu uitați să lăsați un follow pe Instagram și mai vedem noi ce mai facem. Nu știu dacă mai bine postez videoclipurile după amiază sau seara, că nu știu, vreau să încerc ceva nou. Da, mă, ne vedem și, bă, data viitoare când fac un Q&A, bă, face și, bă, întrebări mai interesante, mai clickbait, mai așa, știi? Aveți grijă, bă, șacalilor. V-am pupat. Pa, bă! E ca zi ploaie, maestru egocentric, iritat de sistemul social, din care sper că nu mai fac parte. Sarcastic, spun poezii pentru babui indiferiți din aceleași sintagme. Dorm într-un stup de hidre secole întregi de erori, mă irită ca un vânător de clipe.